Iubiți frați și surori, am vrea să citim din Cuvântul Domnului câteva gânduri unde Dumnezeu ne-a spus ceea ce trebuie să facem noi pentru actul binecuvântării. Se găsește scris, puteți sta jos, în Cartea Domnului, în Numeri, în capitolul 6, de la versetul 22 în jos. Aș vrea doar să recitesc și apoi să vin cu câteva gânduri de aici. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Eliam. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, Liam, și să se îndure de tine, Liam. Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pacea ție, Liam. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Domnul Dumnezeu, de la început, a avut în vedere anumite lucruri pe care Sinii le spune nouă, ca noi, în calitate de oameni, în calitate de copii al lui Dumnezeu, să le împlinim. Dumnezeu, când își încheie cartea aceasta pe care noi o avem, în penultimele versete din Apocalipsa, Domnul spune câteva lucruri acolo și spunea în felul următor, versetul 18, mărturisesc oricui aude cuvintele prorocii din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Amin. Dragii mei, frați și surori, noi nu vrem nici să adăugăm, nici să scoatem. Pentru că e rău dacă adaugi, e rău și dacă scoți. Oricum am dau-o, greșim. Dacă scoatem, greșim și dacă adăugăm, greșim. Noi trebuie să, în calitate de copii al lui Dumnezeu, să ne învățăm să mergem pe urmele Domnului Iisus Hristos. Sau să ne învârtim în cercul pe care ne l-a făcut Domnul, traiectoria pe care ne-a trasat-o Domnul, pe acea traiectorie noi trebuie să mergem. Pentru că dacă facem altfel, greșim. Și spune acolo că nimic înalt și spurcat nu va intra în cer. Și în cer va intra numai ceea ce este curat, numai ceea ce împlinim după cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu scoatem. Pentru prieteni spun că noi facem lucrul acesta pentru că Domnul a spus să facem lucrul acesta. Pe cei mici, noi nu îi botezăm, pentru că Domnul n-a spus să-i botezăm. Domnul a zis pe copiii mici să-i binecuvântăm. Pentru că la binecuvântare nu-i nevoie nici de o mărturisire. La binecuvântare nu depinde ei. Nu depinde copii. Binecuvântarea depinde de Cornel și Manu. Cornelia și Manu. De ei doi depinde binecuvântarea. De Cornelia și Manu. De ei depinde. Depinde de bunici, depinde de noi, de cei care o cerem de la Dumnezeu. Binecuvântarea depinde de noi, nu de ei. Dar la botez, mai depinde de părinți, mai depinde de bunici, mai depinde de biserică. La botez depinde de mine, de mărturisirea mea pe care o fac înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Pentru că slujitorul te întreabă și mă întreabă până când? Și eu spun până la
la moarte. Nu spune mama, nu spune tata în locul meu, nu spune păstorul în locul meu, ci eu însumi declar că îl voi sluji pe Domnul până la moarte. Și Dumnezeu ia în considerare tot ceea ce spun eu. Și acum, la binecuvântare, ia în considerare ce spun părinții. Depinde de ei. De aceea, dragii mei, aș vrea să fim atenți la lucrurile acestea și să le facem așa cum trebuie, ca ai voștri copii și ai noștri copii să fie binecuvântați și să aibă binecuvântare în viață. Noi trebuie să facem câteva lucruri. Și Domnul a spus așa, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel. Spune-le, ziceți când îi binecuvântați, spuneți ceva, pe copii când îi binecuvântați, voi trebuie să spuneți ceva, să rostiți ceva. Și noi trebuie să rostim asupra lor binecuvântarea. Să rostim asupra lor binecuvântarea. Și când s-o rostim binecuvântarea? Când s-o rostim? Unii zic că e de ajuns să o rostească păstorul sau prezbiterul sau diaconul când copilul este adus în casa Domnului. Este de ajuns. Dar așa să spun, nu-i de ajuns numai atunci să rostești binecuvântarea asupra pruncului tău. Nu-i de ajuns numai atunci să rostești binecuvântarea asupra soției tale, asupra soțului tău, când ai fost adus sau când ai venit la cununia religioasă. Nu-i de ajuns numai atunci. Și noi trebuie să rostim binecuvântarea aceasta asupra celor dragi ai noștri în fiecare zi, în fiecare clipă, la fiecare răsărit de soare, când ne ridicăm din pat, să avem obiceiul și asta, să ne binecuvântăm copiii noștri. Să-i binecuvântăm, pentru că de puterea gurii, de puterea cuvântului e nevoie astăzi. Și puterea cuvântului are o mare putere asupra tuturor celor dragi din familia noastră. Dacă tu rostești o binecuvântare, are o mare putere. Dacă tu rostești o binecuvântare de aia care să-l facă incapabil toată viața, așa va fi toată viața. Pentru că în societatea aceasta ne lovim de multe și multe lucruri. Și așa cum spunea fratele la predică, în viața aceasta noi avem multe necazuri și sunt multe necazuri. Și necazurile ne le creează și copiii, dar le creăm și noi, unii altora ne creăm necazuri. Și ce bine ar fi dacă în momentul acesta al necazului să știm să binecuvântăm pe cel drag, pe cel de lângă noi. Să rostim o binecuvântare asupra lui. Doamne, ajută-ne să o facem lucrul acesta. Și uitați-vă ce spune cuvântul, tot Moise vorbește în Psalmul 91. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. Pentru că zici, eu în calitate de tată trebuie să rostesc asupra copiilor mei, Manu în calitate de tată trebuie să rostească asupra copiilor lui, Cornelia în calitate de mamă trebuie să rostească asupra copiilor lor aceste binecuvântări. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost. Ce să rostești dimineața când ne trezim din somn? Doamne, fii locul lor de adăpost în ziua aceasta. Într-o lume atât de coruptă, într-o lume atât de păcătoasă, când imoralitatea se ridică la loc de cinste, Doamne, aș vrea ca Tu să fii asupra copiilor mei locul lor de adăpost. Și apoi spune Biblia mai departe, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul lui tău, căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale. Căci El va porunci, Domnul va porunci, pentru că tu binecuvintezi, rostești binecuvântarea și zici, Doamne, fii locul lor de adăpost, Doamne, sprijinește-i, scapă-i de tot ce este rău. Dumnezeu se angajează și spune, El va porunci îngerilor Săi. Dumnezeu are îngeri pentru toate familiile noastre, pentru toți copiii noștri. Dumnezeu are îngeri din cer, care se pună lângă ei să îi păzească, să îi ocrotească în lumea aceasta. Și tot ce este rău în lumea aceasta, să le facă să nu le fie pe plac, să nu iubească
lucrurile frumoase din lumea aceasta și lucrurile frumoase din lumea aceasta să le urască, pentru că Îngerul lui Dumnezeu are rolul acesta de a implementa tot ce este frumos, tot ce este bun în inima lor. Și ce este mai frumos și ce este mai bun în inima noastră și în viețile noastre, ceea ce de Dumnezeu. Orice dar bun vine de la Tatăl luminilor. Și El ne-l dă prin îngerii care îi pune pe lângă noi. Dar ca să aibă copilul tău și pruncul tău, să aibă cineva care să-l ocrotească, să-l păzească, tu trebuie să zici, în calitate de bunic, nu știu, eu am puțin nepoți, ghizare mai mulți ca mine. Trebuie să lese solarul. Știți? Mult timp îi mâncă solarul. Când îl sunem, întreb, unii sunt în solar? Unii sunt în solar? Nu știu dacă ai făcut socoteala câți nepoți ai. Sunt mulți. Dar pentru fiecare nepot să stai pe genunchi, nu? Pentru fiecare nepot să stai, să rosești câte o binecuvântare, să iei pe rând, așa, iei, fai bine, polarul, cu toți cei cinci. Zic bine, nu? Cinci. Să-i rosești câte o binecuvântare. Zic, Doamne, păzăște-l, șerie pe el mai mare până la el mai mic, păzăște-l, Doamne, ocrotește-l, Doamne. Să-ți ceri ceva de la Domnul și apoi Domnul se angajează, El va porunci îngerilor Săi să-i păzească, să-i ocrotească, să-i scape de tot ce este rău. Dragii mei, dacă vreți să aveți copii binecuvântați, copii păziți, nepoți binecuvântați, nepoți păziți de tot ce este rău, în ziua aceasta Domnul ne spune, tu trebuie să zici, tu, în calitate de părinte, în calitate de bunic, tu trebuie să zici ceva asupra copiilor tăi. Și apoi Domnul spune că El va porunci îngerilor Săi să tăbărască. Un alt lucru pe care îl cere Scriptura și trebuie să-l facem noi, trebuie să spunem versetul 14, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. În calitate de părinte, tu trebuie să-L iubești pe Domnul. Și noi trebuie să-L iubim pe Domnul. Bunicii trebuie să-L iubească pe Domnul. Știți, ăștia mici copii atât de bine ne copiază pe noi. Atât de bine ne copiază pe noi. Se uită la noi. Și noi poate ne vorbim o dată în săptămână sau o dată în lună, ne vorbim despre Dumnezeu, să-i aducem la adunare. Sau îi trimitem pe ei, mergeți la biserică, dragii mei, mergeți la biserică, astăzi trebuie să spuneți versetul de aur, mergeți acolo. Și tata și mama rămân acasă. Sau noi ne facem alte lucruri în ziua Domnului. Căutăm să ne ducem în diferite locuri. Și le spunem lor să meargă la casa Domnului. Știți că și copiii ne copiază pe noi? Noi le vorbim poate odată în săptămână despre iubirea Domnului, despre dragostea lui Dumnezeu, despre... dar ei ne vor întreba pe noi. Va veni vremea când vor crește mari și te vor întreba, dar tu de ce nu-L iubești pe Domnul? Tu de ce nu-L iubești? În calitate de părinte, în calitate de bunic, noi trebuie să-L iubim pe Domnul. Și când îl iubim pe Domnul, când avem adevărata iubire a Domnului în viața noastră, ea se transpune în faptele noastre. Când o avem. E mai ușor să vorbești decât să faci. Știu să spun cum să dă gramada de cărbune de la mine sau de piatră, sau o buță în altă parte. Înfingi o pată și dai tare în partea aia. Dar cel ce o dă, ăla simte greutatea. De aceea, dragii mei, frați și surori, noi trebuie să trecem la fapte. Copiii noștri să vadă lucrul acesta. Nepoții noștri trebuie să vadă lucrul acesta. Cornelia și Manu, ei trebuie să vadă lucrul acesta. Că voi îl iubiți pe Dumnezeu. Și când îl veți iubi pe Dumnezeu, sunteți nelipsiți de la casa de întâlnire. De la casa Domnului. Pentru că aici e casa de întâlnire cu Domnul. Aici ne întâlnim cu... cum spunea și fratele în predică, e un loc sfânt pe care l-a ales Domnul să se întâlnească cu noi aici. Și în momentul când îl iubim pe El, noi suntem nelipsiți de la casa Domnului și suntem aici. Doamne, ajută-ne
să facem lucrul acesta și apoi vom avea copii binecuvântați. Și spune Biblia, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu, când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el la strâmtorare. Doamne, ajută-ne! Și Dumnezeu să ne ajute și pe noi toți să-L iubim pe Domnul și apoi când noi îl vom chema, Dumnezeu va fi cu noi. Și veți avea nevoie ca Domnul să fie de partea copiilor voștri, să vă ajute, să vă... Pentru că așa e viața. Microbi, boli, neputințe. Nu? Dacă îl iubești pe Domnul și faci ce spune Domnul, când ești la strâmtorare și îl chem pe Domnul, să știi că Domnul vine. Chiar dacă vei trece prin încercare, chiar dacă treci prin valea și asta umbre morții, Domnul este cu tine și Domnul este cu noi. Și când Domnul este cu noi, El are un cuvânt pentru noi. Și El spune, nu te teme că sunt cu tine. Eu sunt cu tine prin valea umbrei morții. Eu sunt cu tine prin valea focului. Eu sunt cu tine prin valea apei. Eu sunt cu tine pe aici. Și eu îți conduc pașii. Auzi vocea lui Dumnezeu, auzi glasul Dumnezeu care îți vorbește și îți spune că este cu tine. Dar ca să auzi această voce, să ai parte de aceste clipe binecuvântate, trebuie să-L iubești pe Domnul. Trebuie să-L iubiți pe Domnul. Și noi bunicii trebuie să-L iubim pe Domnul. Și copiii noștri și nepoții noștri să vadă lucrul acesta, că noi îl iubim pe Domnul. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte pe care trebuie să le spuneți voi, să le spunem noi copiilor noștri. Versetul 24, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Copiii au nevoie de păzire, să-i păzească Domnul. Ați auzit dumneavoastră că numai săptămâna aceasta spunea că a fost câteva înnecuri, s-a înnecat câțiva copii mici, până în 12 sau 13 ani, cam așa a fost, dar ce marea lor parte a fost copii mici. Ce nevoie ar fi avut copiii aceștia să rostească părintele când pleca din casă, Domnul să te păzească de tot ce este rău. Și pentru că zici, Domnul te păzește. Și Domnul i-ar fi păzit și nu s-ar fi înnecat copiii aceștia. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. O, câtă nevoie au copiii noștri ca fața Lui Dumnezeu să lumineze peste ei. Și când luminează fața Lui Dumnezeu peste ei, copiii noștri nu mai sunt coadă. Nu trăiesc în coadă și ei trăiesc în frunte. Căci Dumnezeu îi luminează. Și spune Biblia, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea să s-o ceară, căci Domnul o dă. Când s-o cerem? Când sunt în clasa 1-a, 2-a, când sunt între a 3-a, 4-a, când s-o cerem înțelepciunea Domnului? De când sunt mici, de acum să ceri, să-ți ceri, Doamne, fă ca fața ta să lumineze peste el și el să ajungă un prim-ministru, ceri lucruri mari de la Domnul. Când avem un Dumnezeu sărac și avem un Dumnezeu care are atâtea lucruri mari și frumoase pregătite pentru noi și când vom ajunge în cer, Dumnezeu le va pune în față și noi le vom întreba, Doamne, dar de ce am avut parte de ele? De ce n-am beneficiat de binecuvântarea aceasta? Știți ce ne va spune Domnul? Că n-ați cerut. Orice veți cere numele Fiului meu, veți primi. Orice veți cere, cereți de acum ca Dumnezeu să-L binecuvinteze, să facă din el un om mare, să ajungă o căpetenie, să ajungă... Un alt lucru pe care îți spune Biblia că noi trebuie să-L cerem de la Domnul. Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pacea. Un alt lucru care îl cer, trebuie să-l cere, să rostiți asupra copiilor voștri, este pacea. Uitați-vă acum la școli, nu? Toți profesorii care sunt în școli astăzi au o viață atât de grea. Și nu numai profesorii, dar vorbim și de Ministerul de Interne, nu? Bețe jandarmi sau bețe polițiști trebuie să se ducă să se bată cu... De ce să duc acolo? Le lipsește pacea. Le lipsește pacea. Pentru că cred că așa au fost binecuvântările, pentru că am auzit și eu lucrurile astea în trecut și mai ales la bloc le auzim cât de multe vrute și nevrute auzi. Binecuvintează un tată sau o mamă când își bătea cineva, îi bătea pruncul, un alt prunc îl bătea.
Îl binecuvânta și el, dă-i măștul înapoi, nu fi prost. Dă-i și tu tare în el. Spune, Domnul să-și facă să înalță fața peste tine și să-ți dea pacea. În loc să-l binecuvântăm cu pace, să fie cu minte, nu? Noi l-am binecuvântat altfel și binecuvântăm altfel. De-aia avem o generație care a crescut în felul acesta și oamenii care au crescut în felul acesta, la care le lipsește pacea. Pentru că nu i-am binecuvântat. Și spune Domnul așa, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să ziceți, nu i-am binecuvântat. Noi i-am blestemat în loc de binecuvântare. Și avem parte de blestem pentru că asta am zis, asta am cerut-o de la Domnul. Și Domnul spune să binecuvântăm în felul acesta, să fie păzit, să fie cel mai înțelept, să lumineze fața lui Dumnezeu peste el, să se îndure Domnul de el, să aibă pacea, să fie un om plin de pace în societatea aceasta. Și apoi spune Domnul, și astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Dragii mei, a treia, a patra sau a cincea binecuvântare, am fițuit că vă puneam mai în Biblie, să puneți numele lor pe altarul lui Dumnezeu. În fiecare zi, în fiecare zi, Doamne, pun numele copilului meu, lui Andrei, Andreea, nu, Lavinia, în fiecare dimineață pun numele lor pe altarul lui Dumnezeu. Eu în fiecare dimineață pun. Și vreau ca, și apoi pun numele lui Dumnezeu peste ei. Fac lucrul acesta pentru că știu că sub numele Domnului este binecuvântare. Și cel care stă sub numele Domnului, dacă zice tot în Psalmul 90, spune, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, zice despre Domnul. Nu? Cel ce stă, ca să stea acolo, trebuie să-l pui acest nume. Nu-l pune numai la binecuvântare, la nuntă sau la botez sau eu știu în ce eveniment. Noi trebuie să punem numele lor sub numele Domnului în fiecare dimineață. Să-l punem pe altarul lui Dumnezeu. Pentru că stând acolo, Dumnezeu poate să-i binecuvintează și Dumnezeu îi binecuvintează. Nu poate. El poate să-i binecuvintează în fiecare clipă. În fiecare moment. Nu numai când au nevoie, dar în fiecare zi avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și ca să aibă parte de această binecuvântare, pune numele lor pe altarul lui Dumnezeu în fiecare zi. Dacă Domnul v-a binecuvântat cu un puiță, 15 copii și apoi dacă mai ești unul lor și gineri și nu are ce pune acolo. Dacă te-a binecuvântat cu doi, pune-i pe cei doi. Dacă te-a binecuvântat cu, nu știu, cu unul, pune-i pe numele acelui, nu-ți fie greu. Să nu aștept să-ți pună numai păstorul, să-ți pună numele pe altar. Pune-l tu în calitate de mamă și de tată, pentru că dacă vei face așa, Dumnezeu te va binecuvânta. Pentru că mare putere are rugăciunea mamei. Dragii mei, dragă Cornelie, mare putere are rugăciunea ta asupra fiilor tăi, asupra copiilor tăi, are o mare putere. De aceea să pui numele lor pe altarul lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu să pui peste ei, ca să fie păziți, să fie ocrotiți. Să lumineze fața lui Dumnezeu, să-i păzească Domnul de tot ce este rău în lumea aceasta și să ajungă o binecuvântare pentru voi, pentru familia voastră, să ajungă o binecuvântare pentru biserică, să ajungă o binecuvântare pentru societate și să ajungă o binecuvântare pentru Dumnezeu. Dar ca să ajungă o binecuvântare, voi trebuie să lucrați acum pentru ei. Și noi trebuie să lucrăm pentru ei. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Vrem să trecem la actul binecuvântării din ziua aceasta și se va desfășura în felul următor. Fratele Ghiță, în calitate de bunic, va lua pruncul în brață, va rosti rugăciunea de binecuvântare pentru prunc. Apoi fratele Sami Trufaș, în calitate de slujitor, va citi cuvântul Domnului din Numeri, din capitolul 6, va citi cuvântul. De aceea vă rugăm să vă ridicați în picioare. Cei doi vin în față, lucrătorii care am numit. Apoi Cornelia și Manu vin în față și ei cu pruncul. Haideți. Ghețetul.